Combinatul Chim Complex Borzești continuă demersurile pentru proiectul de investiție în combinatul de biochimie de la Iași cu o schimbare de tactică. Compania se retrage din licitația pentru concesionarea serviciului de termoficare din Iași după ce primăria nu a primit o finanțare nerambursabilă de 117 milioane de lei, echivalentul a peste 23 de milioane de euro, care ar fi contribuit la modernizarea CET Holboca și care modifică substanțial condițiile inițiale ale tranzacției. În acest context, Chim Complex își adaptează strategia pe termen scurt și mediu, optând pentru o structură mai complexă să ce presupună și o soluție proprie de cogenerare. Chim Complex intenționează să concesioneze activele și întregul amplasament CET2 Holboca, loc în care se va realiza investiții în combinatul de biochimie. Consiliul local a primit noile solicitări în adrese oficiale și are în analiză noul plan care prevede în continuare posibilitatea de a livra surplusuri de energie termică produs de propria centrală de cogenerare în sistemul de termoficare al orașului Iași, la un cost foarte mic. Orașul va avea ca soluție termică o nouă centrală separată ce va fi amplasată la CET1, Activul de la CET2 Holboca va fi reintegrat într-o nouă platformă chimică cu centrală de cogenerare, ce va asigura parte din necesarul de agent termic către cartierele cele mai apropiate din oraș. Combinatul de biochimie va include 8 fabrici specializate care vor folosi tehnologii biochimice. Proiectul va genera 1100 de locuri de muncă directe și peste 4500 de locuri de muncă indirecte, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică a regiunii. Separat de parteneriatul cu primăria Iași, Chem Complex a demarat și parteneriate cu Universitatea Alexandru Iancuza, Universitatea tehnică Georgia Asache și Academia Română prin Institutul Petru Ponii din Iași, cu care se vor face trei clastere de cercetări avansate în tehnologii biochimice.